Bună ziua, dragii mei, vă spun și astăzi și bun găsit pe canalul meu de YouTube, Oracos Cobai Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Continuăm lăvscopul nostru pentru luna ianuarie 2021 cu Zodia Pești. Voi v-ați clasat în luna decembrie pe locul 3 din punct de vedere al vizualizărilor la momentul înregistrării. Vom extrage și pentru voi două cărți din aceste două seturi și veți vedea dacă rezonați cu aceste mesaje și cum vă veți putea aranja anumite situații pe parcursul lunii ianuarie. Iar dacă simțiți că nu rezonați cu niciunul din ele, lăsați-le deoparte, nu sunt pentru voi. De asemenea, cei care au ascendentul Luna sau Venus pot să urmărească această citire. Deci ascendentul Luna sau Venus în Pești pot să urmărească această citire, această etalare, se aplică și pentru ei. Și la fel, dacă simțiți că nu rezonați, nu, această citire nu este pentru voi. Și haideți să vedem și cărțile. Prima carte pentru voi, Pești, este Noroc, care vine cu trifoil cu patru foi. Ne vom întoarce imediat la această carte. Și cea de-a doua, Visele devin realitate. Foarte frumos. Deci vedeți, și în prima și în cea de-a doua carte sunt steluțe pe carte, ceea ce înseamnă strălucire, abundență, fericire, bunăstare, noroc, cum spune și prima carte. Deci din start vedem o conexie între ele. Dar haideți să le luăm pe rând. Pregătește-te să fii puternic și optimist. Oportunitățile se văd în fața ta. Deci ai această energie cu posibilități și oportunități care se vor ivi în fața ta și să fii pregătit să le prinzi, să nu le scapi, să nu îți fugă de sub degete, cum se spune. Ce spune cartea mai departe? Drumul tău este în schimbare pentru că sau din datorită deciziei pe care ai luat-o. Ți-ai stabilit un nou curs, un nou drum și vei fi mult mai norocos decât înainte și mult mai norocos decât ți-ai imaginat. Deci vor apărea oportunități norocoase în viața personală, a relațiilor, dar și a finanțelor. Nu există motiv de dubii sau de pesimism. Ești într-un punct în care norocul stă de partea ta, stabilitate, putere te înconjoară în acest timp și noi schimbări își fac prezența și se formează în viața ta. Dar bineînțeles, tu ai puterea să decizi, da? În funcție de circumstanțele care apar, dacă le vei prinde, le vei apuca aceste oportunități sau nu. Cheia este să ai încredere și să fii optimist, spune mai departe cartea. În zona relațiilor, norocul este de jur împrejurul tău. Cei singuri pot întâlni pe cineva destinat lor mult mai ușor decât în trecut. Cei care sunt deja în relație, situația lor se va îmbunătăți și va decurge mult mai armonios ca înainte, și cei care au avut situații cu probleme pot să le găsească rezolvarea odată pentru totdeauna. Cartea îți recomandă să scrii anumite afirmații pozitive pe o coală de hârtie. În acest fel vei ajuta norocul să fie tot timpul împrejurul tău și să
în orice zonă a vieții, în orice arie, te gândești să ai norocul despre care vorbește cartea. Întotdeauna vă spun să afirmați, să gândiți și să acționați pozitiv. Deci și cartea pentru voi, pești, pentru luna ianuarie, vă recomand același lucru. Când gândim pozitiv sau chiar negativ, deci felul nostru de a gândi este transmis mai departe Universului și aceea vă vom primi, pentru că este exact ceea ce gândim. Și atunci Universul ne trimite de fapt ceea ce noi gândim sau vorbim, da? Deci afirmăm sau acționăm. Iar cea de-a doua carte vine cu visele, devin realitate, o carte foarte pozitivă și frumoasă, care vine cu fericire, bucurie, împlinire și emoțională și sentimentală și spirituală și din toate punctele de vedere. Vedeți ce frumoși sunt și fericiți acești doi tineri din imaginea noastră. Te bucuri și te simți binecuvântat de această relație și că te afli în această relație. Între voi există o conexie de iubire fantastică, puternică, cu respect reciproc și dorința reciprocă de a merge pe același drum. Și având în vedere că această carte, Visele devin realitate, este lângă noroc, putem spune că este un dublu mesaj, pentru că, într-adevăr, să-ți vezi visele realizându-se cu ochii este, într-adevăr, și o parte din noroc. Deci dacă ești singur, cartea îți recomandă să te distrezi, să te bucuri de viață și dacă ai dorința să întâlnești noi persoane, este posibilă întâlnirea și nu numai întâlnirea, dar și o nouă conexie de iubire, pentru că și cartea Noroc îți spunea mai devreme că norocul este de jur împrejurul tău și în toate aspectele vieții și pentru cei singuri sunt mari șanse să întâlnească persoana cu care vor forma foarte curând un cuplu. De asemenea, pentru cei într-o relație, dar nouă relație, relativ nouă, s-ar putea ca să vă dezvăluiți unul celuilalt sentimente frumoase și pozitive, ceea ce iarăși face parte din aceste vise care ți le vezi realizându-se. Și, în general, indiferent de situația voastră sau de faptul dacă sunteți singuri sau într-o relație, un vis pe care l-ai avut în sufletul tău și îți doreai foarte mult să-ți devină realitate, este pe punctul de a se împlini. Deci, noi începuturi, fie un proiect, fie o nouă relație, fie vei primi un animăluț de companie, dacă asta îți dorești sau ți-ai dorit, fie vei afla că ești însărcinată, deci orice cu noi începuturi. Pentru cei care au avut vise sau au vise sau planuri sau ținte în carieră sau în business, oportunitățile sunt foarte aproape de voi, fie în carieră, fie în business-uri, fie în a face bani sau a câștiga bani din anumite surse, dar întotdeauna trebuie să vă reamintiți că trebuie să jucați corect, fără să înșelați sau fără să păcăliți pe cei din jurul vostru, pentru că dacă veți juca necorect, la un moment dat roata se va întoarce și karma va veni la voi, vă va ajunge într-o zi. Deci întotdeauna să jucați corect. Este un timp în care toate visele îți devin realitate. E posibil și
cu multe, multe posibilități și oportunități în, de jur, împrejurul tău. Pentru cei care își doresc prosperitate, bani, noi oportunități în carieră sau în afaceri sau într-un loc de muncă mult mai bine plătit, este de recomandat să poarte foarte mult roșu, să aprindă lumânări aurii și să le pui în baie, acolo unde poți să le vezi flacăra și să te gândești la aceste lumânări aurii că sunt bănuți de aur. Poți să închizi ochii, mai spune cartea, și să vizualizezi acești bănuți de aur cum sunt de jur împrejurul tău și ca și când plouă cu aur. Și fă acest lucru de câte ori vrei, de câte ori simți nevoia, nu neapărat doar pe parcursul lunii ianuarie. Deci, pești, pentru voi este o lună cu noroc, o lună în care norocul se învârte în jurul vostru. Ține doar de voi, de faptul cum gândiți, cum acționați, cum vorbiți și de faptul cum sunteți, de cât sunteți de rapizi ca să prindeți aceste oportunități, să nu le pierdeți. Eu vă doresc o lună ianuarie minunată, cu multe binecuvântări și, cum spune cartea, toate visele să vi se împlinească și să devină realitate. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră, fiți mai blânzi unii cu ceilalți, iubiți-vă mai mult și până data viitoare, numai bine!